Vă invit să deschidem cuvântul Domnului în această seară. Aș dori să vă citesc doar două versete din Scriptură, Romani, capitolul 12, unde Biblia spune în felul următor. Dacă ați găsit, Romani, capitolul 12, Biblia spune aceste lucruri. În cuvintele lui Pavel, scrise bisericii din Roma, dar la fel de valabile și pentru noi astăzi. Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și continuă versetul 2, spunând, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Capitolul 12 din Cartea Romani este un capitol extraordinar pentru că vorbește despre un mare adevăr care ne privește pe fiecare dintre noi. Și anume, chiar vă rog să-l citiți în întregime, ar fi trebuit să-l citesc în întregime, dar îl veți citi voi cu atenție când vom medita la scriptură, așa cum am fost provocați din nou și în această seară. Și cât de bine ar fi, dragii mei, cât de bine ar fi să ne petrecem timpul adâncindu-ne privirile în legea Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar capitolul 12, spuneam, este un capitol extraordinar pentru că vorbește despre un mare adevăr, și anume, înainte ca să putem face orice pentru trupul lui Hristos, suntem datori să facem ceva în trupul nostru. Înainte ca să poți sluji altora, trebuie să faci tu ceva cu tine însuți. Înainte să poți... Uh, să fie de folos celor din trupul lui Hristos, tu, la rândul tău, trebuie să te aduci pe tine într-o stare după voia lui Dumnezeu. De aceea, aș dori să vorbesc în această seară, continuând tematica Bisericii noastre, și voi vorbi despre modelarea caracterului prin mentalitatea cerului cum ne modelează Dumnezeu caracterul în acest proces de maturizare, modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul printr-o mentalitate cerească. Uh, îmi doresc ca la poarta cerului uh, fiecare dintre noi, cei ce ne adunăm la această biserică, să dobândim mentalitatea cerului. Ați vrea și voi acest lucru, la poarta cerului să fie oameni cu mentalitatea cerului. Pentru că prea des și prea mult în viața noastră purtăm o mentalitate străină de lucrurile lui Dumnezeu și aș vrea în câteva cuvinte să aprofundăm ceea ce spune Pavel aici, începând cu îndemnul lui, cu provocarea lui de a ne aduce trupurile noastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu pentru ca să se întâmple ceva în viața noastră. Una dintre Cred că, cred că atunci când vorbim despre modelarea caracterului uh, prin dezvoltarea unei gândiri, unei mentalități divine, vorbim în mare măsură și despre puterea de a spune nu. Cred că unul dintre lucrurile care ar trebui să ne caracterizeze pe noi ca și credincioși este chiar acest lucru, și anume să avem puterea, tăria și verticalitatea de a spune nu anumitor lucruri. Și vom vedea de aici, din Scriptură, trei lucruri pe care Pavel le scoate în evidență în aceste două versete și mă voi opri doar asupra lor. Cât de important, și aș vrea să înțelegem, cât de important este să știi să cântărești corect lucrurile și de a avea curajul să spui da acolo unde trebuie să spui da și de a avea curajul și verticalitatea de a spune nu. Haideți să vedem ce spune versetul 2, prima parte. Spune așa Pavel, să nu vă potriviți să nu vă potriviți chipului, viacului acestuia. În primul rând, mă opresc la această primă parte a versetului și spun un lucru pe care aș dori să-l învățăm, vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă mentalitatea cerului, și anume că motivația sfântă se clădește întotdeauna pe o mentalitate cerească. Vrei să fii modelat, motivat să faci lucruri sfinte, lucrurile lui Dumnezeu, Motivația Sfântă se va clădi întotdeauna pe o mentalitate cerească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Când vorbește de chipul viacului, să nu creadă cineva că vorbește despre un desen, despre o sculptură sau așa ceva. Chipul viacului se poate foarte pe larg înțelege ca mentalitatea generației, ca sistemul de gândire, ca și... Uh, o ideologie a vremurilor în care trăim, Pavel spune în esență, ideologia vremii în care trăim nu trebuie să prindă contur în viața noastră. În viața omului lui Dumnezeu, în viața credinciosului, nepotrivirea cu chipul vieacului înseamnă neadaptarea la cerințele, dacă vreți, obligatorii ale societății pentru a fi acceptat, înseamnă să poți rămâne fidel adevărului și principiilor Scripturii, fără ca să încalci ceea ce consider că este valoros. Motivația sfântă însă în viața ta, va fi clădit întotdeauna doar pe o mentalitate cerească. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, am spus, să avem curajul ca și creștini să spunem nu. Lumea în care trăim își definește mereu propriile standarde și le schimbă mereu. Standarde care încearcă să ni le imprimi apoi propriilor noastre vieți și existențe ca și creștini. Trist este că aceste standarde pe care le vedeți fiecare în jurul nostru uh, sunt la rândul lor doar rezultatul decadenței umane și a păcatului care acoperă tot mai mult omenirea. Poate cineva va spune, dar de ce rău să luăm, eu știu, un standard pe care lumea prezentă, în care trăim noi, societatea așa cum arată ea, uh, în care trăim, de ce, de ce lucrurile n-ar fi bune acolo? Ascultați ce spune 1 Ioan 5 cu 19. Și deși aceste cuvinte au fost scrise cu mult înainte de vremurile noastre, ele poartă același mare adevăr. Zice Biblia, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cer rău. Toată lumea zace în răutate. Prin urmare, dacă vrei ca în viața ta spirituală să ai motivații sfinte, trebuie să le clădești. Pe o mentalitate care nu vine din sistemul gândirii lumii, ci vine din cer, o mentalitate cerească. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă, de fapt, să poți să spui nu chipului viacului în care trăiești? Ca să poți obține, în schimb, o mentalitate cerească. Adică, haideți să spun mai simplu, să ai în tine gândul lui Hristos. Asta înseamnă o mentalitate cerească. Să ai în tine gândul lui Hristos. Ce înseamnă, de fapt, să ai în tine gândul lui Hristos? Și de ce trebuie să uh, luptăm? Și de ce trebuie să spunem nu sistemului acestei lumi? Poate v-ați întrebat. Trebuie să fim foarte înguști? Nu! A umbla pe calea îngustă, așa cum ne spune Scriptura, nu echivalează cu a avea o gândire îngustă. Dar a umbla pe calea îngustă înseamnă a adera la principiile și la adevărurile și la valorile Scripturii. De ce trebuie să spunem așadar nu unui sistem de gândire Spre exemplu, ca și cel al lumii în care trăim acum. Din câteva motive, cel puțin. Sunt convins că sunt mai multe, dar încerc să vă dau câteva dintre aceste motive. În primul rând, trebuie să spunem nu sistemului de gândire, a ideologiei, a mentalității, dacă vreți, a lumii în care trăim, pentru că trăim într-o lume a relativismului din care dispare treptat orice formă de absolut. Știți ce înseamnă asta, foarte scurt spus? Înseamnă că nu mai există standarde absolute la care oamenii ar vrea să adere sau să le ia ca model, ci totul devine relativ. Adevărul care acum jumătate de viac era indiscutabil, nici măcar nu se lua în discuție că ar fi adevărat, devine astăzi relativ. Oamenii s-au îndepărtat de valori absolute, preferând un relativism personal. Adevăruri supreme au devenit zone gri ale existenței umane. A devenit foarte interesant pentru oameni ca ei să-și exprime propriul lor adevăr. Trăim într-o societate în care tu ai adevărul tău și eu am adevărul meu. Nu înseamnă că cele două se intersectează. Ele pot foarte bine să fie paralele, dar societatea îmi spune că tu ești îndreptățit să ai adevărul tău, iar eu l-am pe al meu. Nu contează că cele două sunt complet false, nu contează că ele nu se raportează la nimic, dar e vorba de adevărul tău. Suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și nu doar în seara aceasta, pentru că e un principiu general valabil al scripturii, să putem spune nu mentalității lumii, pentru că trăim într-o lume relativă. Noțiunea de bine și de rău au fost redefinite. Biblia ne spune că în vremurile din urmă oamenii vor numi binele rău și vor numi răul bine. Știți ce înseamnă asta? Schimbare de valori înseamnă relativism. Nu mai putem defini binele așa cum ni l spune Scriptura. Nu mai putem să ne raportăm la adevăr așa cum o spune Scriptura, pentru că binele pe care eu consider că uh, ar trebui să-l afișez sau să-l trăiesc, poate pentru altcineva este un rău. Iar răul pe care îl văd la altcineva, poate că este definit ca și bine. Dragii mei creștini, frați și surori, mentalitatea cerului înseamnă să pot spune nu unei ideologii în care nu mai există reper. Țin să vă reamintesc, așa cum ni se spune atât de frumos mai devreme, cartea aceasta este adevărul absolut. Este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu s-a schimbat. Contextul nostru social, politic, economic s-a schimbat, într-adevăr. Dar Biblia rămâne și ar trebui pentru noi, credincioșii, să rămână standardul valorilor absolute ale lui Dumnezeu. Vrei să ai un reper neschimbat și neschimbabil? folosește cuvântul lui Dumnezeu. Nu te gândi la ideologii, nu prelua gândiri și mentalități ale omului, generației în care trăiești, pentru că s-ar putea să te lovești de zone gri, în cel mai bun caz, sau dacă nu, o să te lovești de relativ. Totul este relativ. Biblia este absolută. Știți de ce? Pentru că Biblia spune că răul este rău și binele este bine. Biblia spune că cerul e un loc plin de lumină și că iadul este un loc care, în care prezența lui Dumnezeu nu va fi niciodată. Biblia spune că cine trăiește în neprihănire va fi împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Iar cine trăiește în păcat și în neascultare de Dumnezeu va fi separat pentru totdeauna de Dumnezeu. Biblia spune că dacă crezi în Isus Hristos, ai viață veșnică. Biblia spune că dacă Îl respingi pe Hristos, vei suferi consecința pedepsei eterne a lui Dumnezeu. Și asta nu ne place, pentru că asta înseamnă absolut. Noi ne plac acele zone gri, ne plac acele zone unde noi putem să ne mișcăm în mai multă libertate. Și tocmai asta este ceea ce oferă sistemul lumii în care trăim. Trebuie să ai curajul să dezvolți mentalitatea cerului, pentru că. Modelarea caracterului tău se întâmplă chiar doar atunci. Să ai curajul să spui nu mentalității. Să ai curajul în generația asta să crezi că mai există cuvântul păcat. Nici n-aș vrea să intru în acest domeniu, că e prea mult de spus. Noi, ca societate societatea vremurilor în care trăim, am redefinit păcatul. De fapt, păcatul nu mai este așa cum Biblia îl declară, sau măcar bunul simț îl, îl acceptă, ci păcatul este o noțiune în cel mai bun caz abstractă pentru omul modern. Dragii mei, vă chem în această seară să înțelegem că o mentalitate cerească se clădește în așa fel încât valorile Scripturii rămân valori de referință. Vrei să ai ceva de referință în viața ta? Ia Biblia! De asta trebuie să spui nu mentalității lumii, că trăiești într-o lume a relativismului în care adevărul absolut dispare treptat. Mai măcar încă vreo două motive. Nu doar trăim într-o lume a relativismului în care dispare absolutul, trăim și într-o lume care este vândută satisfacției de moment. Pot să fac aici o paranteză. Trăim într-o lume în care omenirea caută împlinirea de moment. Mi-a asta îmi place și dacă asta îmi place, asta fac. Prea puțini oameni se gândesc pe termen lung. De asta se complac în droguri, pentru că le oferă satisfacția aia de moment. Fără să se gândească că pe termen lung creierul și întreaga lor ființă e distrusă. Se complac în păcate, pentru că e o plăcere de moment, o satisfacție de moment, fără să se gândească la distrugerile pe termen lung. Trăim într-o lume care e vândută complet plăcerii de moment. Dragii mei, noi, ca și credincioși, suntem chemați să avem tăria să spunem nu. Noi suntem trecători pe acest pământ. De fapt, îndrăznesc să spun că ce e viața pe pământul ăsta e doar un moment în comparație cu ce va fi eternitatea. Și totuși, lumea asta e vândută într-o sclavie inegalabilă sau eu știu, fără limite plăcerii de moment. A se pare că prea puțini oameni se gândesc pe termen lung. Mă rog din toată inima ca noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu să gândim un pic cu bătaie mai lungă. Dar poate că nu ai tot ce vrei în lumea asta și cred că puțini ar fi cei care ar recunoaște cu mâna pe inimă că tot ce și-au dorit și-au visat vreodată au. Dar lucrul ăsta nici măcar nu contează. Ar trebui să spunem nu ideologiei lumii ăsteia pentru că o vedem vândută doar unui, unei fărâme din existența umană, plăcerea de moment relativism în locul absolutului, plăcere de moment și vedem noi ce o fi pe urmă. Și apoi mai cel puțin lucru trebuie să vi-l spun. Trebuie să spunem nu mentalității lumii în care trăim și dintr-un alt motiv, și anume că trăim într-o lume care ne cere să acceptăm totul, doar de teama ca noi să nu fim respinși. Trăim într-o lume care ne cere să acceptăm totul, toleranță, mai mult ca niciodată ni se cere să tolerăm. Vreau să mă înțelegeți corect. Una este îngăduința creștină și alta este toleranța. Eu sunt chemat să am îngăduință, spune Scriptura, pentru un frate care e mai slab decât mine, pentru cineva care poate e mai nou decât mine la credință. Eu trebuie să îl îmbrățișez cu dragoste. Trebuie să mă rog pentru el, trebuie să-l sfătuiesc, să mă port cu el în consecință. Asta înseamnă îngăduință creștină. Dar de la îngăduință creștină până la toleranța lucrurilor rele este o distanță mare. Trebuie să spunem nu mentalității lumii în care trăim pentru că trăim tocmai într-o lume care ne cere să acceptăm totul. De teama ca noi să nu fim respinși. Și o spun cu durere că de multe ori ca și credincioși, suntem gata să acceptăm mai mult decât ar trebui, doar ca să nu fim respinși. Întrebarea, de cine? Uh, ați uitat, dragi creștini, dragii mei frați, stimate surori, că pretenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu credeți că e mai bine să fim prieteni cu Dumnezeu? Iar dacă lumea ne întoarce spatele. Mă uit la așa de mulți creștini care tolerează, acceptă de dragul ca ei la rândul lor să nu fie refuzați. Să fii tu tocmai singurul ciudat de la locul de muncă. Să fii tu la mai deosebit decât ceilalți. Haideți să învățăm o lecție frumoasă în această seară. Și aș vrea să nu uitați, motivația sfântă se clădește totdeauna pe mentalitatea cerească. Iar mentalitatea cerească îmi cere să spun nu unui sistem de gândire care se opune în totalitate lui Dumnezeu. Al doilea lucru, zice Biblia, să nu vă potriviți chipului viacului acestia și mă oprez doar la câteva cuvinte, ci să vă prefaceți. Motivația sfântă se clădește pe o mentalitate cerească, am spus. Și doi, mai este ceva după motivație, ci să vă prefaceți. Pentru mine asta înseamnă o acțiune în desfășurare. Și anume, înțeleg de aici Pavel, pe Pavel, care încearcă să ne spună că progresul spiritual se clădește pe mentalitatea unei lupte conștiente cu obișnuința. Să vă prefaceți, să nu creadă cineva că această sintagmă înseamnă a fi prefăcut. Nu, nu, nu. Implică transformare. Și vreau să spun aici că progresul nostru spiritual trebuie clădit pe ideea că trebuie să luptăm cu obișnuința și cu. Uh, să, să ne luptăm cu obișnuința lucrurilor spirituale. Ce înseamnă acest lucru? Uh, mă întreb dacă generația noastră mai poate să spună nu obișnuinței și confortului spiritual. V-ați întrebat vreodată. Cum puteți progresa în viața spirituală? Poate ești aici în această seară, venit la casa Domnului și te frământă un gând. Sau poate ți-ai pus mai mult această întrebare. Cum aș putea să progresez în viața mea spirituală? Pavel zice: Să nu te potrivești chipului viacului acestuia, asta înseamnă să ai puterea să spui nu, da? Unei, unei gândiri decadente. Dar nu-i destul să spui nu unor lucruri, trebuie să mergi mai departe. Trebuie să treci prin acest proces al transformării. Și vreau să vă spun, doar în câteva gânduri, că progresul spiritual al fiecăruia dintre noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fie clădit tocmai pe această idee de transformare. Tocmai pe puterea de a spune nu obișnuinței. De a spune nu... Uh, confortului spiritual, nu știu dacă ăsta e cel mai bun termen care descrie, dar o să încerc să vă spun exact ce înțeleg prin confort spiritual. Ziceam, v-ați întrebat vreodată cum puteți progresa spiritual? Vreau să vă spun că obișnuința cu lucrurile spirituale este inamicul reverenței față de Dumnezeu. Când te obișnuiești cu lucrurile spirituale, familiarizarea a devenit prea familiar cu Dumnezeu, trebuie să ne tragă un semnal de alarmă. Când oamenii, când credincioșii, sunt prea obișnuiți cu Dumnezeu și vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Ei bine să îl cunoaștem pe Dumnezeu cât mai profund. Ăsta este scopul Existenței noastre pe pământ. Chiar apostolul Pavel spunea aceste cuvinte: Să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să apuc cu orice chip, dacă voi putea, în din morți. Cunoașterea lui Dumnezeu este un lucru, dar problema pe care o văd în generația în care trăim noi este că ne-am obișnuit cu lucrurile lui Dumnezeu și asta este periculos, lucrul ăsta este periculos. Și de ce e periculos să te obișnuiești cu lucrurile lui Dumnezeu? Câteva motive și cred că știți și voi suficient de multe. E periculos să te obișnuiești cu lucrurile lui Dumnezeu pentru că atunci crezi că ți se cuvin lucrurile care le primești doar prin har. Câți dintre voi știți că multe din lucrurile pe care le primim în viața aceasta de la Domnul sunt doar rezultatul harului Domnului? Câte oare din lucrurile pe care le primesc eu și le primiți voi sunt rezultatul meritului? Aș îndrăzni să spun că suntem așa de slabi, suntem așa de neputincioși, atât de limitați. Și dacă avem ceva, avem de la Domnul. Dacă suntem ceva, suntem datorită Domnului. Dacă am primit ceva de la Domnul, e că El a vrut să ne dea nouă, nu că am avut noi vreun merit. Însă în momentul în care tu te obișnuiești cu Dumnezeu, când devii prea familiarizat cu Dumnezeu și lucrurile spiritoare, riscăm să credem că lucrurile pe care le primim de la El sunt datorită meritelor noastre, când, în realitate, ele sunt datorită harului Domnului. Dacă ai ceva în această seară, dragul meu, ai pentru că Domnul este bun și îți dă har. Dacă ești în casa Domnului astăzi și nu ești în alt loc, e harul lui Dumnezeu care te-a ținut în picioare. Aș vrea să nu trăim cu impresia că nouă ni se cuvine ceva ci mai degrabă să trăim cu sentimentul Doamne, îți mulțumesc în mod constant că prin Harul Tău sunt ceea ce sunt, am ceea ce am și sunt unde sunt. Dar când ne obișnuim cu, cu lucrurile lui Dumnezeu, acest lucru, obișnuința în sine, ne face, ne pune în postura de a, în primul rând, de a ne asuma lucruri pe care le primim de la Dumnezeu și mai este un pericol. Când ești obișnuit cu lucrurile lui Dumnezeu, îți pierzi recunoștința față de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dragi creștini, mai știm noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea pe care o avem în fiecare zi pe masă? Poate te gândești că ai un job bun, ai bani în cont, pe card, oricând, doar uh, atingi cardul de cititor și știi, ești, treci cu confortul ăsta că există o sumă suficientă acolo care îți acoperă aproape tot ce îți trece prin minte. Dar ne mai gândim uitându-ne la bucățica aia de pâine pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe masă și avem mult mai mult decât doar bucata aia de pâine. Când deschizi frigiderul, când deschizi ușa casei tale, când deschizi ușa mașinii tale, te uiți la familia ta. Mai știi să-i fii recunoscătorul lui Dumnezeu. Când te obișnuiești prea mult cu lucrurile spirituale, începi să-ți pierzi recunoștința față de Dumnezeu și este un pericol. Doamne ajută-ne ca întotdeauna, să-ți fim recunoscători pentru tot. Dacă îți pierzi recunoștința pentru Dumnezeu, e un pericol. Și asta e de multe ori rezultatul obișnuinței cu lucrurile spirituale. Și mai e cel puțin un rezultat. Când ne obișnuim prea mult cu Dumnezeu, să dim în noi înșine sămânța mândriei. Și într-un fel sau altul, începem să mergem pe acest drum foarte lunecos și foarte periculos al dezvoltării mândriei. Haideți să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că progresul spiritual trebuie să implice în viața noastră o luptă constantă cu obișnuința spirituală. De ce? Că obișnuința spirituală este inamicul reverenței a respectului față de Dumnezeu. Confortul spiritual este inamicul creșterii spirituale. Când te mulțumești cu starea ta. Știți ce zice Pavel? Să vă prefaceți. Știți ce înțeleg eu prin asta? Viața de credință trebuie să fie o viață de constant progres. Sâmbătă trecută a fost o sesiune interesantă la conferința de tineret, și fratele Păstor a vorbit tinerilor atât de frumos în aceeași tematică a bisericii noastre de anul acesta despre ce înseamnă maturizarea spirituală și a dat un exemplu care mi-a rămas în minte și vreau să vi-l repet. Copyright-ul este al fratelui pastor care a predicat sâmbătă. Spunea adânsul ceva de genul: Creșterea spirituală, maturizarea, este ca și urcatul pe scări. Nu se face dintr-una. Noi ne place să luăm liftul. V-ați urcat, spune el, într-un lift și a apăsat la etajul 15. Și au trecut doar câteva secunde și ai ajuns acolo. Creșterea spirituală nu este drumul cu liftul, ci este urcatul pe scări. E greu e efort, când te uiți cât te a mai rămas, îți vine să abandonezi. Ideea era foarte simplă și aceeași idee cu ceea ce spune Pavel, transformare. Confortul spiritual, adică obișnuința cu lucrurile lui Dumnezeu, e cu creșterii spirituale. De ce? Pentru că atunci când ești obișnuit cu starea ta spirituală, ești în pericol de a-ți pierde capacitatea de autoexaminare. Și este e foarte periculos. Noi zicem la cina Domnului fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Citim acolo în 1 Corinteni, capitolul 11, când Pavel scrie bisericii din Corint și zice fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Dar vă întreb, dragii mei, oare numai la cina Domnului trebuie noi să ne autoexaminăm sau să ne cercetăm pe noi înșine? Cred că în fiecare zi ar trebui să stăm față în față cu această oglindă care este cuvântul lui Dumnezeu și să ne examinăm pe noi înșine. Dar atunci când am ajuns la nivelul de confort spiritual, adică ne mulțumim cu starea în care suntem, avem pericolul sau suntem confruntați cu pericolul de a ne pierde capacitatea de autoexaminare, când ajungem în confort spiritual, nu doar ne pierdem capacitatea să ne examinăm, renunțăm la o luptă conștientă împotriva păcatului. Și tristețea cea mai mare este că de multe ori generația de credincioși în care trăim noi are o, o caracteristică. Nu mai luptăm în mod conștient împotriva păcatului. Dragii mei, diavolul a rămas același, neschimbat. Să nu trăiți cu impresia că doar pentru că aveți 25 de ani de pocăință, diavolul e mai indulgent cu voi. Sau să creadă cineva că o trecut multă vreme din grădina Edenului, vreo șase de ani, și diavolul e mai bun acum decât o fost cu Adam și Eva. E mai îngăduitor cu pocăiții. Haideți să înțelegem că atunci când ne obișnuim cu lucrurile spirituale, nu doar ne pierdem capacitatea să ne examinăm pe noi înșine în lumina adevărului și în mod obiectiv, ci și ne Cumva renunțăm la lupta conștientă cu păcatul? Noi suntem într-o luptă spirituală. Asta nu înseamnă că există câte un diavol după fiecare piatră și după fiecare pomuscat și așa mai departe. Dar lupta spirituală este o realitate. Diavolul a rămas dușmanul sufletelor noastre. Iar atunci când noi suntem prea confortabili, renunțăm să mai luptăm conștient împotriva păcatului. Uh, și desi ori partea cea mai tristă este că ne complacem în excese, fără să vedem pericolul. Bisericii din Laodicea îi scria Domnul Iisus, pentru că zici, sunt, sunt, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, citiți pasajul, nu-l voi mai citi, doar vreau să îl amintesc. Și apoi mai încă un gând vis a -vis de ce înseamnă progres spiritual, și faptul că progresul spiritual se clădește pe lupta împotriva confortului. Un gând care îl înțeleg de aici când zice Pavel să vă prefaceți. Vreau să vă spun că progresul spiritual este acceptarea unui proces divin care duce la un rezultat sau la un produs spiritual. Un singur minut îngăduiți-mi să vă spun relația pe care o văd între proces și produs. Și ce zice Pavel? Zice să vă prefaceți, adică să plecați dintr-un punct și să ajungeți în alt punct. Știți că în viața noastră de credință Dumnezeu a lăsat câte un proces pe care dacă îl parcurgem ne duce la un produs. E simplu conceptul. Ați făcut vreodată o mâncare? Nu mă laud ca bucătar. Dar înainte ca să ai produsul, adică farfuria plină de o ciorbă gustoasă, există un proces care începe cu apă, cu legume, cu ceva carne, cu condimente și un timp. Ascultați, Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Iacov, rob al Domnului, trebuie să vă citesc, că mi-am notat altceva, dar Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Analizând acest verset, știți ce spune de fapt cuvântul lui Dumnezeu? Procesul este, fraților, să priviți cu mare bucurie când treceți prin încercări. Ăsta e procesul. Și produsul? Pentru că știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Procesul este încercarea, produsul este răbdarea. Alte exemple. Noi a primit o poruncă de la Dumnezeu să construiască chivotul, să construiască corabia prin care va salva lumea de apă. Adică cei care erau dispuși să intre în acea corabie. Știți ce a învățat noi pe parcursul procesului construcției? Am învățat ca produs final pentru noi a fost încrederea în Dumnezeu. Procesul se numește ascultare de Dumnezeu, produsul se numește încrederea în Dumnezeu. Și Biblia e plină de exemple ca și acestea. Aș vrea să închei cu un ultim gând. Când Pavel vorbește despre mentalitate, când Pavel vorbește despre modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul printr-o mentalitate și o gândire cerească, am spus că motivațiile sfinte sunt întotdeauna clădite pe o mentalitate cerească. Am spus că progresul spiritual îl clădești atunci când refuzi să accepți obișnuința. Și mai vreau să spun încă un lucru. Partea finală a versetului 2, întorcându-ne în Romani, capitolul 12, spune acolo Biblia. Să nu vă potriviți chipului viacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Un ultim gând, un ultim lucru. Și anume că planul lui Dumnezeu te va apropia întotdeauna de persoana lui Hristos. Planul lui Dumnezeu te apropie întotdeauna de persoana lui Dumnezeu. E foarte greu de multe ori să acceptăm planul lui Dumnezeu pentru că nu cunoaștem persoana. E greu ca Dumnezeu de multe ori să ne convingă că are un plan pentru noi când noi nu cunoaștem persoana lui Hristos. Și închei dându-vă doar un exemplu. Țineți minte ce plan a avut Dumnezeu cu poporul lui care s-a îndepărtat de credință și a intrat într-o apostazie pe vremea lui Ahab și a Izabelei? Spune cuvântul Domnului că pe muntele Carmel Ilie a stat înaintea prorocilor lui Bal și a stat înaintea poporului. Și Ilie a făcut acolo ceva ce ar trebui să ne atragă și nouă atenția. Pentru că trebuie să înțelegem că orice plan are Dumnezeu, planul de fapt pe care îl are Dumnezeu înseamnă întotdeauna dorința lui de a ne apropia de persoana lui. Ilie era pe munte și primul lucru pe care l-a făcut Ilie... Și poporul era în apostazie, poporul trăia în păcat și în depărtare de Dumnezeu, Ilie a chemat oamenii, a chemat poporul la un lucru pe care ar trebui să-l facem și noi. A chemat să repare altarul care era dărâmat. Asta a fost primul lucru. Citiți acolo în cuvântul lui Dumnezeu că Ilie, înainte de a se ruga, a reparat altarul. După ce a reparat altarul, Ilie a pus ceva pe altar. A pus jertfa, a turnat apă. După ce repari relația ta cu Dumnezeu, trebuie să te aduci pe tine însuți ca o jertfă, ca așa a început citirea textului în seara asta. De multe ori noi vrem ca Dumnezeu să aprindă altarul, dar noi nu suntem gata să punem nimic pe el. Nicăieri în Biblie nu scrie că Dumnezeu a trimis foc pe un altar gol. Întotdeauna Dumnezeu a aprins jertfa care era pe altar vrea să înțelegem că, indiferent cât de departe au fost oamenii de Dumnezeu, planul lui Dumnezeu a fost întotdeauna legat de persoana lui Hristos. Planul lui Dumnezeu are întotdeauna în vedere apropierea ta și apropierea mea de Dumnezeu. De asta spune Pavel: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Pentru ca să înțelegeți voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu este apropierea noastră de El. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne modeleze caracterul prin această mentalitate care vine din cer, o mentalitate care ne-a fost transmisă prin cuvântul Domnului. Amin.